Imagini care dau fiori și amintesc de catastrofa de la Mihăilești s-au întâmplat în apropiere de Brăila. O cisternă plină cu 32 de tone de benzină a luat foc după ce o mașină a intrat frontal în ea, iar pericolul unei explozii uriașe a fost timp de 3 ore imens. Șoferul autoturismului n-a avut nicio șansă și a fost găsit carbonizat de salvatori. Încă nu se cunoaște identitatea bărbatului. Impactul devastator a avut loc pe drumul național 2B la 20 de kilometri de Brăila. Șoferul mașinii care mergea spre Buzău se angajează într-o depășire periculoasă fără să se asigure și intră în cisterna încărcată cu benzină. Cele două vehicule se aprind ca o torță, iar flăcări înalte de zeci de metri se ridică spre cer. Incendiul uriaș îi copleșește și pe salvatori. Cu 7 mașini de stingere din Brăila și Galați, pompierii au încercat să domolească flăcările. Pericolul de explozie e uriaș. Unde-i Matei, mă? În prima linie, acolo. Perimetrul de siguranță a fost stabilit pe o rază destul de mare, de aproximativ un kilometru, pentru că în aceste momente cisterna încă arde și a trecut aproximativ o oră și jumătate de la accident. Se vedeau un fum foarte gros, flăcări de 50 de metri, era foarte multă poliție, ambulanțe, pompieri, efectiv e foarte multă. A fost efectuat o depășire regulamentară, a pătruns pe sens opus de mers, unde a avut loc impactul cu autocisterna. Autocisterna a fost încărcată cu carburant, cel mai probabil benzină, a luat foc. Din cauza fumului dens, salvatorii abia au putut vedea dezastrul. Mașinile au ars până la fier, iar șoferul care a intrat în mastodont a rămas captiv. Încă nu îi se știe identitatea. În autoturismul care a intrat în depășire neregulamentar și care a lovit frontal cisterna, polițiștii au găsit la volan șoferul carbonizat. Conducătorul cisternei, un bărbat de 34 de ani din Prahova, a fost transportat de urgență la spitalul din Galați, conștient. Localnicii din zona au primit și un mesaj roaler din cauza fumului dens. 3 ore s-au luptat salvatorii cu focul. Incendiul la cisterna în care au fost 32 de tone de benzină a fost lichidat. S-a intervenit foarte greu deoarece aceasta, în urma accidentului, a avut scurgeri, deci nu a fost cazul de explozie. A ars cu flacără foarte mari. Traficul a fost oprit în zonă mai bine de 5 ore. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.